voce senzuală și-a făcut apariția în showbizul autohton. Tânăra Alisha, alături de producătorul ei, Mahai, au venit în atenția publicului cu o piesă deosebită. 1000 de idei este titlul piesei care a prins bine pentru întreg sezonul estival. Dar haideți să vedem cu ce s-a ocupat frumoasa cântăreață până ce și-a făcut apariția în industria muzicală. Deci de mică fac muzică. Am învățat la liceul de muzică Ciprian Porumbescu, după aia am făcut Ștefan Neaga, colegiul de muzică, la canto popular și după aia am finisat Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice la canto estradă și jazz. De mică cânt, nu am început acum să cânt, nu e ceva nou pentru mine și deci asta fac de mică și asta pot să fac. Da, cantarea Alisha are o vastă experiență muzicală, practic, că la vârsta de 5 ani tot cântă, cântă și cântă, ca într-un final să ajungă și cu o piesă proprie, primul sau single, la 1000 de idei se numește și, după câte văd, merge destul de bine și urmează mai multe surprize în toamnă. Tânăra cântăreață are un nume scenic mai deosebit pentru publicul nostru și am întrebat-o de ce Alisha, dar nu altceva. El s-a născut de când am cântat în China, pe contract de muncă, pentru că până acum am fost ocupată cu plecări, pe oferte, cântând cover-uri. Și nu știu, fiind în China și pronunțând numele meu, ei pur și simplu nu puteau să-l pronunțe. Ziceau și Alisha, știau, ajuns Și numele este Olesia. Așa e. Deci nici Alisha, nici Alesia, nici cum, știi? M-am umflat râs să zic, Doamne, Alisha, chiar să fiu Alisha. Și după aia îmi zic Alisha, știi? Zic, oh, mai bine sună Alisha, hai să fie Alisha. Și așa m-am obișnuit cu numele ăsta că, nu știu, mi-aperține parcă e numele meu de când m-am născut. După cum am menționat, piesa a prins bine pentru întreg sezonul estival și a reușit să se facă fredonată și iubită de ascultători. Profitând de această ocazie, am fost curioși să aflăm cum a luat naștere colaborarea dintre ei. Ne cunoaștem de mai mult timp, de vreo 10 ani, practic. Avem mulți prieteni comuni și chiar dacă nu ne-am văzut mult timp, nu știu, vreo 5 ani de zile, întâmplător ne-am văzut la o petrecere. Și da, eu știu că ea cântă foarte bine, aveam nevoie de o voce feminină pentru un refren la o piesă de mea hip-hop și am mers la studio să facem câteva probe. După ce am tras refrenul, mi-am dat seama că are un talent extraordinar, cântă foarte bine și mi-am zis că de ce să nu facem o piesă pentru Alisha și piesa lui Mahai o lăsăm pentru altă dată. Așa și a apărut ideea, colaborarea dintre noi. Din discuția cu ei am aflat că tânăra interpretă, alături de producătorul ei, au aspirații mari și scopuri bine definite, pe care le împărtășim și cu dumneavoastră. Eu sunt producătorul ei și este prima piesă ei ca atare. A fost compusă de fratele meu, Cezar. Textul îmi aparține mie, producția tot lucrăm împreună cu fratele meu și urmează, nu știu, multe piese noi, printre care și poate o tendință la Eurovision anul ăsta. De ce nu? Sunt în lucru deja două piese noi, urmează să alegem, să stabilim care o să fie pentru Eurovision, care o să fie pentru radio, și plus că pregătim și un program pentru show-uri, pentru spectacole, unde vor fi și piesele noi, care vor apărea, și plus mai multe cover-uri, ca să mai mergem și prin concerte, de ce nu? Iar Mahai ne-a destăinuit faptul că a făcut loc în showbiz tinerelor talente, iar el se axează mai mult pe producție. Nu știu, eu am plecat din showbiz pentru că mi-a luat o pauză, vreau să mă afirm mai tare ca și producător, compozitor, și să las drum tinerilor talente, pentru că eu îmi fac și eu o piesă ca atare, va apărea cred că la anul, este o piesă de vară, dar până când toată atenția o concentrez asupra noului proiect Alisha și altor artiști. După succesul de care s-a bucurat tânăra și frumoasa Alisha, nu avea cum să nu fie și speculații, precum că cei doi au o relație de dragoste, iar noi de fiecare dată încercăm să limpezim apele. Suntem doar prieteni, nu știu de ce lumea crede că dacă colaborezi cu cineva e neapărat să ai mai mult decât o simplă prietenie. Nu știu, nu mă deranjează faptul ăsta, lumea lasă vorbească ce vrea. Viața personală mi-o dedic doar mie, pentru că, nu știu, sunt așa mai... Și dacă sincer suntem căsătoriți de 5 ani deja, avem 3 copii. Îl așteptăm pe al patrulea.
Nu, suntem doar prieteni și mai știi, poate este o legitate. Atunci când e muncă, mai bine să nu fie sentimente, pentru că poate să încurce una alte asta. Muncă, muncă și doar muncă. Sunt de acord cu tine, da. La final, atât Alisha cât și Mahai vin cu un îndemn pentru toți telespectatorii noștri fideli. Fiți mai pozitivi, mereu cu zâmbetul pe față și fiți mai buni, pentru că atunci când ești bun, atragi ce e mai bun. Da, și, nu știu, pentru toți care privesc Busuioc TV, să intrăm în forță, odihniți, plini de entuziasm, într-o toamnă de neuitat.